În prima zi de curban Bairam, bărbații participă la slujbă, timp în care femeile musulmane se ocupă de prepararea bucatelor tradiționale. Apoi, familiile mai înstărite sacrifică o vină și o împart cu cei mai săraci. Totodată, copiii musulmani trebuie să meargă la colindat. Curban Bairamul comemorează gestul de sacrificiu al profetului Ibrahim, cel care pus să aleagă între dragostea față de unicul său fiu și adorația lui Allah, și-a exprimat credința necondiționată, fiind gata să-și sacrifice copilul.